Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție de Dota Commentary. Ce frumos arată asta, l-or fi schimbat? Parcă prea arată frumos. În sfârșit am prins și Orichimaru. Ia să vedem, băgăm un Blink Strike, că asta e de viitor. Și ce să cumpărăm? Să luăm niște viață pe noi. Am mai mulți copăcei. Și să mă duc cu Sekau sus. Lane de 2 lei. Da, așa măcar mai trag linia. Să-mi pun astea în ordine. Să scot Netgraph-ul ăsta care vă obosește. Ce facem aici, Netgraph 0? Așa. Cam are Rikimeta asta. Așa ca volum. Era mult mai mic. Cred că facem 5 Rikimari sau 4. Care să facă cât asta. Arată că trebuie părul în schimb. Ăsta s-a dus deja pe linie. Să vedem ce are pe el. În balanar o să sperăm că o să ungă mid. Avem și o găină, foarte bine a cumpărat cineva. Avem shaker. Avem necrolit. Pe când ei au pugi, au și acolo 3 ranger care în principiu o să ne domine. Noi avem unul singur, suntem 4 meleiști și suntem 4 meleiști așa mai subțireni. Deși shaker-ul cu Sand King-ul ar putea să facă o grămadă de faze. Așa în principiu avem 3 strengther și un healer. Eu sunt singurul fragil din acest lineup. Dar important e să poți să faci niște combo-uri și cred că și Icarus cu Sekau, dacă joacă bine, ar putea să facă o grămadă. Chiar și cu Balanar. Vorbind, am greșit jiggling-ul. Să mă duc prin spate, nici nu știu dacă are vreun sens. Dar ce... Hai totul să vedem. Să avem grijă să nu blocăm creepy. Dar ce o să se facă 0.30. Uite, pote mea acolo. Unul din noi trebuie să tragă linia. Uite că i-am făcut. Să mai dea una. Mai facem un din ei. Te m-a ajutat și Sekau. A dat înainte. Ce de din ei am făcut. Dar n-am luat niciun clip. I-am privat de experiență. Și uitați, deja am pierdut ceva viață. Trebuie ca să-mi dau un tango. Uite că am luat în sfârșit un clip. I go in silence. N-am făcut și din ei, dăm atac pe erou ca să vină creepy după noi. Așa măcar facem și noi un level. Am crezut că dăm amândoi și l-omorim, dar n-a fost așa. Să punem. Are nevoie de asta. Oare avem timp să tragem? Quietly now. Parcă era bugged în ultima vreme, să vedem dacă e încă în Dota 1. Nu, doar un prost a venit după el. A, ne-a făcut deny. Nu e bine ce s-a băgat el aici. Ia să vedem dacă putem să le dăm. Să vrea să mă mănânce. Să mă pun înaintea lui. Da, l-a omor până la urmă, n-a, erau 3. Nu știu că o să vină chiar atâția. Și a și sărit atunci în pugi. Nu cred că am cum să-l omor, că sunt 3. E riscant ce fac dacă mă bag. Să moară 2 creep, 3 creep. Să nu am experiență pe asta. Să avem grijă să nu am săgeată. Și a venit și Sekau, care nu cred că se bagă cum trebuie level 2. E încet aparit și nu știm dacă e acolo. 2 lacrimi ca să îi împărtășim durerea. Uite că o să facă totuși level. Mamă, avem 3 lane în continuare. Nu o dai cu băieții ăștia. Jap. Și încă una iasă. Nu. Trebuie să fie și Sekau să dea hit. Mamă, că scrivin. Puhoiul! Oare l-omorâm? Să vezi că nu-l omorâm și mă îngheață. Since you put it like that. Uite, am crezut că e proiectil ăla, dar de fapt a fost altceva. Și m-a și prins și m-a omorât. Nu, cineva aici. Și cum îi lăsăm noi așa pe roșu. Uite, am cumpărat smoke din greșeală. E mai greu de dimineață. Dar măcar nu o să mă vadă când sar. Trebuie că să fac și eu level 3.
unde ești, mă, de ce nu vii și tu? N-are mană, aoleo. Ochii trebuie să dai. Să trag linia. Vai, cum sunt băieții ăștia. Nu avea să se bage în pământ. Bă, ne luăm viola aici sus. Sperăm câștigă ăștia alte linii. Asta stă și frecament aici, mă, să împingă. Măcar poate crește balanarul mid. Eu n-am mana decât de un jump. Ia să vedem, poate reușește să-l sară. Hai că l-a prins. Fă un frag. Dar nu o să ne ajute prea mult. Are ce nu putem să farmăm. Și dacă nu farmezi, uite, n-am putut să fac aici. Ia să vedem, să duce după poteme. N-are sens să se bage. Nu te băga că n-am mana. Te băga că n-am mana. Deși câți creepi am dat. Și să vezi clomoară. Trebuie să mă duc acum să mă bat că se bagă. Ia să vedem, are mana de un stan? N-are mana de un stan. Și poate vine și Pugiu. Adică ăsta n-a plecat de aici. Yes. Feel my steel. Your middle tower is under attack. Hai, vine aici, tati, vine aici. Uite-l, mă, cum nu s-a apropiat să pot să-mi dau blink pe el. Și prostul l-a murit mid. Ha? Sau s-a... Cât are, mă? 5 cu 2. Asta e, cred că, scorul nostru. 5, da. Scorul nostru. Nu știu ce dracu să fac. Principiul, dacă stai împotriva latrină, e la bine să am un stick din timp. Asta e level 7, iar eu sunt level 4. Și balanarul se duce și dacă a plecat unul de sus și uite că vine, e apariția care o să-l frângă. Între timp jos, furnica îi bate pe ăștia la pachet pentru că sunt niște incompetenți. Dacă și aduceau aici un sentry, băteau pe ăsta la început, în continuu. Uite că e omoară, mă, incredibil. Ah, invisibility. Fuck you, motherfucker. Și cum ne distrăm noi cu Pugiu ăsta aici? Facem un deny sau nu-i facem? Că nu putem. Nu avem suficient skill. Și cum stau eu așa, sunt pasibil să mă tragă. Că sunt doi, cine știe ce se întâmplă. Mărăm și pe ăsta așa. Că s-a resecat, am încredere în el. Acum nici nu pot să trag linia. Cred că mai bine mă duc mid, cred că ar fi cea mai bună opțiune. Da, să mă duc mid, că văd că balanarul îi place să se plimbe. Măcar să stau să fac și eu 6. Să nu mai mă ca un câine sau ca un șoarece, că sunt un richimar. Quickly, quickly. Denied. Here I am. I grew stronger. Quietly now. Uite, nu am apucat să dau nimic. Măcar am făcut level. Și mi-am dat stick-ul. E, așa e când ești nevoit să fidezi. Sus, dacă stăteam, nu era ok. Așa măcar am făcut level, la face și se caucă, dacă să aibă ultima tăpată o să fie mai util. Când liniile sunt proaste. Furnica farmează liniștită jos. Ce are părerea un ineluș? Asta a pus totuși buț. Eu n-am buț, sunt sărman. Gorila asta proastă, Xrono, a venit și el aici. Și nu e în stare să dea un stun. S-a făcut prezent ca să știe băieții că e acolo. Uite, s-a zis la runa, să vedem dacă are noroc. Am un level 5, când fac și eu 6. A luat la runa sus. 3 mid. Pugiu e sus, nu are cine să mă tragă. Îl putem eu aici, hai că poate îl prinde pe ciumii de la aici. Hai, dă-i stun, tati, dă-i stun. Aoleo, vai cât de prost e ăsta. Incredibil cât de prost e. Incredibil cum să fie așa prost.
Hai că am jucat și Ricky Maru meciul ăsta. Măcar de-ar pleca să fac și eu level. Da, nu stai aici, ca să ratez o șosea când o dă pe lângă. Oh, how I strike. Whoa, what I miss? Let the smoke in your eyes. Uite, uite-l ce face. Hai, dă-o și pe aia, mă. Oh, yes. Trebuie să mă duc după asta, că o să-l omoare. Dacă l-am prins pe 5.000 de la aici. Au loc, m-am prins ei pe mine. Bă, urăsc jocurile astea. Nu pot să stau și eu solo undeva, cred că mai bine stăteam solo cu... Da, ăla mă duceam mid, știam o treabă. Sus o să fie liber o perioadă. Ăștia doi îl fugăresc pe necrolit. Am bandă TP, am, sunt vai de capul meu. Doamne, și aveam stick, puteam să scap acolo. E de dimineață. Sau nu cred că puteam să scap, că nu cred că am ieșit din stan. Dar așa îmi place să cred. Balanarul vine jos, apariția ea, poate prindem. Hai, du-te, du-te, că-și mai dă și cineva TP să vezi shaker-ul care o să-i dea șosea, jap! Asta nu e în stare să dea o șosea cum trebuie, să mă arăbi bine la... Balanarul se tare, haze, bă, bă, haze, bă, băiatule! Nu, mă, și ne ia haste tu, mă. Mă, cum să nu vadă așa ceva, mă? Sau și ăsta-i prost și nu se duce să ia haste-ul, las că mă să-l iau eu. Cum o să nu te ieși tu să vezi că e aici un haste? Incredibil, m-a dumit. Fuck those fuckers. Yes. Cum putem să ne luăm săgeată dacă era pe teme umid? Da, nu cred că ne omoară singură pugie sus, n-are ce să ne tragă. Whom shall I kill? În sfârșit, singur pe linie, cu viteză maximă. Până pun și eu niște treduri, îmbătrânesc. Una. Ia uite, Weaver se distrează și o s-a distrat la început cu shaker-ul ăla prost. Defend yourself. Expect to see less of me. Acum cred că au deja bani fiecare să-și ia gem. Uite cum ratez, că mă gândesc să mă uit sus. Să văd dacă a plecat pugiul ăla. N-a plecat, e sus. Și jos e distracție. Sunt doi. N-am TP. Să mai urcăm pe alea asta. Mamă, dacă te dă urcat până vezi și tu ceva și nu vezi mai nimic. Mare săgeată ce să-mi iau eu în curând. Feel my steel. Să mai cari 5 să dăm backstab-ul ăla. Mă, că scrii, ratez, mă, că l-am buț. Poate l-am turn. Reia o să fie luată, că cine știe cum mor. Hai, mă, muriți mai repede, pot să dau în voi. Și auto-atac. Să vină probabil ultima dată de apariție la un moment dat. Nici nu vreau să mă vedeți ce combo-uri nemernice poate să facă. Ciumii de ăștia. Miran aia, cred că putem să o omorâm ca să luăm mulți bani. Eu cu Balanar facem echipă bună. Uite pe calmat. Oh, how I strike. Quickly. Mă duc și eu cu el, că... Sau să nu mă duc cu el, mă duc sus. Ia grea bol și atinge găinul și-a sus. Mă duc pe linia aia că e... E mai safe. Dacă a venit apariția mid. Apariția poate să dea ultimată. E cineva aici, nu e nimeni aici. Hai să împingem. Jap, 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 jap. Mă, că te dă dacă nu e pe la spate. Backstabber mic. Oh, how I strike. Yes. Hai cu găinușa. Transfer items. Post haste. Nu, e altul. E eu. Avem și noi buț acum. Steeled and tempered. O să ignor puțin ce se întâmplă pe hartă. Deoarece
Trebuie să farmăm. Eu nu sunt un erou care să mă duc să mă plimb pe hartă să dăm smoke. As you bid. Uite bă, până unde tot turnul ăsta nemernic. Putem să cumpărăm deja. Facem trade. Și hai să luăm și un de-asta. Să facem Purzman Shield. Scutul săracului. Vai, și a venit ăsta care are pe el tot ce vrei. Uite, nu am dat suficient de mici. Silent as smoke. Feel my steel. Dispatched. Nu pot să stau pe el pe linie. Sigur o să vină cineva aici să îmi strice combinațiile. Quiet as cat's feet. I sprint. Încă l-am păcălit. Nu s-a grăbit asta. I go in silence. Ah, căcat. Am crezut că dă. Faster and stronger. Oh, as you bid. Hai să facem și noi Pulse Man Shield. Hai cu tata, nu rata. Hai că am ratat ca un prost. Oh, yes. Oh, how I strike. Am, ne batem pentru creepy. Și atâi pe el. Să stau să-l cumpăr după 5 ani. Tu ai mă mană de ambele, de ce dracu nu-l folosești? Uite, a venit și apariția sau ce aici, poate mi-am mână. Plecăm că nu e combinație. Oare am cum să mă duc eu să-l salvez? Hai să mă duc jos, că uite, și-a dus găină aici. Îi dăm de mici. Hai că poți păsărel, poți păsărel, unde mai fost tati? Așa. A fost bine că m-am dus acolo. Să văd ce înseamnă un healer care rezistă. Băi, ăla e O, nu e Q. Tot apăsa în Q. Bine că nu mi-am consumat stick. Uite, parcă ne revenim așa un pic. De la violul care l-am tot primit. Să mă duc sus. Hai să mă duc sus, că văd că luăm un turn. Câtă lume e. Dacă iau prin spate, poate facem în combinație. Ah, prostul ăla deja a murit. Pur și simplu am venit degeaba aici, sunt prea mulți. Uite cât farmam aici, am pierdut la clip. Te penam. Groaznică manevă ce am făcut eu. Post haste. Până la urmă poate trebuie să mă duc, că văd că a intrat balanarul și cu agitația vieții. I-a aștept aici în spate. Și mor amândoi și iar m-am dus degeaba. Yes. Cine e aici, furnicuța? Uite, a venit. Uite cât timp pierd, că nu știu ce o să se întâmple. Hai totuși, nu mai luăm o decizie și rămânem stick with it. Stăm aici și când se dă ăla în spate poate-l omorâm. Balanarul are, are, da? 90. Îl prindem pe fraier dacă, dacă se bagă. Unde s-o fi ascuns? Uite, a plecat. Luăm turnul. Hai. Quiet as a cat's feet. Pe unde crezi, mă, că mai scapi? Hai să ne dăm și stick-ul. Să ne luăm un TP să avem. Ar trebui să luăm totuși turnul aici. Sper să fac o defuzală. Cine e aici, mă? Furnicuț? Nu cred că mai aleargă furnicuțe după asta. După Puge. Puge. Zici eu, dar nu Puge dacă vine, a, vine Shaker-ul. Nu are niciun sens să mă bat aici, că sunt patru. Și când vezi chestia asta, deci știi că ai unul care e praf, nu stai tată cu el, mai ales când e de farm jos. Și să încercăm să-i luăm pe ăștia pe la spate. Care dai, mă, asta? Așa. După cum vedeți, n-am timp să fiu atent sus. Abia e o creepy de aici. Și a venit și prietenul meu, se ca să
Să nu mai iau creepy. E bine și el să crească, că face dagger, care deja l-are, deci nu știu ce mai farmează. Lasă pe și la altul, bă. Luăm un TP. Scam fragilă. Avem magii de silence, deci aș putea să sar din prima pe cineva și să... Mă, mă, uite că... Am crezut că l-am urât din prima. Refuză ăsta să plece, mă, de aici. Lasă-mă, ce enervant e, ce enervant să, bă, că nu-mi gândesc. Și acum pleacă unde e linia împinsă în turn, când poate să-mi vină cu DAS și cu tot ce vrea el. Hai să împingem, totuși, că văd că sus e agitație. Oare merită să ne dăm TP? Putem să facem aici liniștiți. Poate nu și turnul. Oh, how I strike! The veil is drawn! Cine e mit? Furnicuța e mit? Oh, yes. Hai că a început balanarul să facă fraguri. I go in silence. Cred că se poate câștiga și cu un shaker slab. Shakerul trebuie să fie gras. Dar el a fost slab meciul ăsta. Să nu fie în răi, a dat și niște șosele care... Aul, am venit și o să împing aici, iau apariție. Wow! Salut, Puge! La limită acolo. Hai aici un DD și să vină un POTM sau ceva să vrea să-l ia. Nu? Uite, a venit cimite, cred că primul e. Quietly now. Hai, tati, hai, tati, hai, tati. Care dracu' e ăsta e? Dă-i ulti, bă, dă-i ulti, bă. Mă, doamne. Nu cred că are. Fuck you. Fuck me, I'm beautiful. Stare, mă, să da, n-aveam mana, mă. N-avea nici cooldown. Că n-avea mana, așa. Nu mai scăpă el așa. Și acum ultima dată de apariție, ce ziceți? Să presupună el pe unde mă duc. Așa că să fim siguri, cumpărăm astea din timp până ajungem în bază. O să avem nevoie și de un TP și putem să murim liniștiți. Facem o defuzală, mamă, doamne, ce o să intre în ei. Trebuie să avem grijă cu defuzala aia, pentru că dacă dă silence balanarul, îi scoatem... Nu prea înțeleg eu de ce nu se pun itemele alea pe mine. Da, na. Cred că le-a luat jumatea, jumatea. E aceea, glumit. Să mă duc sus. Ai jos totuși, am un feeling că jos o să iasă combinații cu acest necrolit care văd că știe juca. Dacă băieții ăștia erau deștepți și dădeau push la un moment dat toți 5, nu aveam absolut nicio șansă, chiar dacă aveam magii de AOE cu shaker-ul ăla. Ține șanse de victorie. Aici ar trebui să stăm ascunși și să-i lăsăm pe băieți să-și facă treaba. Dacă se bagă și se cau, dar dacă se cau vrea să stea el în spate, nu-i nimic. Ne băgăm noi și ne păzește el. E chiar mai bine. Are dagger. Eu stau cam aiurea că poate mi-au cârlig. Niciun prost n-am luat. Opa, opa. Vai, n-am reușit să prind acolo. Mamă, dacă sări se cau ăsta. Hai, dă-i, 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 tata, dă-i, tata. Ce s-a întâmplat aici? A venit și Shaker. Hai, eu o să sar în unul. Am așa un feeling că pot să sar în el. Uite cum ar veni ăla. Hai, pe cine? Ia-l pe Puge, ia-l pe Puge, ia-l pe Puge, tari. Așa. I-am dat-o la cheche. Ce-i să mână repede ăștia? Nu trebuie să stau pe ea deștept, am înțeles ce are de făcut. Hai mă, dă-i silence, dă-i silence, dă-i silence, trăiți arție. I-am dat și stick-ul. Cred că o să mor sau? Stau un pic mai așa ca să nu mor. Mi-a dat și heal, mi-a dat și urnă, frumos. Asta numai că sunt în invis. At your service. Uite, am reușit să-i și
acolo un pic. Cine știe, poate da de-a lip. Așa, stăm ascunși. Hai, hai. Poate îl prindem. Și tu ăsta ar trebui să-l luăm. Hai, cu heal-ul. Smog mai mare. Un stick de nou, putem să rezolvăm ceva. Dacă am cumpărat și defuzala aia, să știm o treabă, dacă ne mișcăm și noi mai repede. Nu, nu știu unde e, n-are sens să-l luăm acum. Ha, mă, cu turnul ăsta care e jumătate de viață, ce sunt publicari. Ce publicari sunt ăștia? Uite-te și tu, în loc să dăm turnul jos. Am fi putut să luăm turnul, dar nu. Hai să nu luăm dacă nu vrei să vrei. Nu e bine să ne băgăm acolo balanare. Avem și noi timp să găsim defuzala aia, să vedem unde dracu e. Uite că am cumpărat-o. Uite că s-a auzit până la urmă nebun. Hai să luăm turnul dacă e ok de distracție din asta. Nu-i frumos să suferi cu băieții. Deși eu nu cred că nu putem nici face. Mă rog, am și trețurile pe agil. Uite, dă backstep și la catapultă. Am omorât și pe băiet. Placa aia care vin și dau smoke la tur. Și n-au absolut, n-are absolut niciun efect. Smoke merge doar pe unități, pe grip. Ia uite, s-a încercat să mă tragă. Ei, nu mă întorc eu cu defuzală, nu? Oricum nu mai e cârlig acum. Așa. Shiny, ia uite ce zice băietul. Shiny. Așa, unde punem asta? Să-l punem pe Q, să putem să dăm repede. Și să luăm ceva. Hai să luăm totuși niște sentry-uri, că poate au ce-mi idei ăștia sentry. Sau să mă duc sus să farmez, eu uite cât farmez sus. Hai sus, mai facem un ban. Oricum nu cred că putem să ne batem așa. Am un TP în caz că vrem să facem roșianul, mă dau aici. Ar fi și util să împing linia și după aceea să facem roșianul, să știm o treabă. Să ia balanarul ăla, că la intră în ei. Și forțează să dea aniu. Ăștia deja se ceartă, văd, în echipă la ei. A început suferința pe tool. Vai, jocul proști. Păi eu nu m-am plâns că n-am jucat cu shaker-ul ăla, decât pentru public. Pe all nu. Și cu toate astea, uite că am făcut combinații. O, cum cur creepy. Când dai cu ce să dai în ei. My cunning grows. Quickly. 14, să așteptăm 16, să așteptăm celălalt scroll de difuz. Să ardă mai mult. O să mai luăm un blade. Cred că până mă duc și eu acolo ăștia îi scot. Yes. Steeled and tempered. Da, jocul ar fi fost altfel dacă avem cu cine să jucăm. De la început. Probabil am fi scos mai repede, că Rikimaru ăsta crește. E destul de enervant. Ați văzut, vine după tine când e invis, tu nu știi, te bai și tu la creep de neutri și după aia înjur că mori. Împingem că n-are niciun sens să plecăm acum. În mod normal trebuie să mă duc și eu cu ei. Dacă știam că facem push ca să dăm turnul la jos. Sau pur și simplu să aibă ei răbdare, că era o grămadă de farm sus. Mă ucit de mici, da? O să facem un BKB. Ulu, ce facem? Intrăm în turn. Citim ce fac ăștia. A, mă, lasă-mă și voi să trăiesc. Credeam că vede mine. Și un loc să nu o să dau în spate. Hai că le dau acum turnul, că el e jos. Ce să știe ăștia? La fântână, că altceva n-au în cap. Le place juca. E surprinzător cum am câștigat, deoarece am pierdut toate liniile în primele minute și când se întâmplă chestia asta, greu zrebi. Înseamnă că nici ei nu au fost foarte inteligenți. Cu trilane-ul ăla care l-au făcut sus ne-au dat fatala.
și iau shot turnul ăsta sau îl ia creep-ul. Doamne, nu mi-a venit să cred că dă atâta de meci. Vreau să aștept. Uite ce de bani avem. Facem și defuz. Ia să vedem, să ne obișnuim să dăm și noi purci. Cum se vede. Și acum în bază cu noi, după copac așa. Să ne ascundem, să vină cârligul să înjurăm. Și mi se pare că nu pot să-l cumpere așa că... Ia să vedem, da? Cum cumpărăm noi scroll-ul simplu? Diff. Trebuie să dăm search, că altfel... Da, e dubios și hai să mai luăm și un de-asta, să fim așa pur agil, să mâncăm bătaie din două magii. Unde e? Unde e? Unde e? Uite-l aici. Hai. Păi... Ce are asta pe el? Vanguard, point booster. Prietenul nostru a pus dagger, incredibil. Dagger cu Facebook. Și necrolitul a plătit cu prețul vieții. Se ca carne de crab, scrie pe tine. Zise, ia să vedem, poate meu ăla, al meu e. Dacă nu se grăbește ăsta, ai răbdare, ai răbdare, ai răbdare, trăiți-ar ție. Nu, n-are răbdare, mă, n-are răbdare. N-are răbdare să-i pun ăla, să-i dea silence, incredibil. Și ce mai trist? Cu oamenii ăștia noi câștigăm. Mie mi se pare trist, că nu gândește. Pun ăla, el dă silence, știm sigur că nu dă lip. Nu. N-a vrut să fie așa. Să punem noi aici un sentry. Hai, hai, dă-i silence, dă-i silence, că-i pa. Săracu, n-a înțeles nimic ăla. Mi-e frică să mă bag știind că mă acoperă shaker-ul ăsta. L-am văzut în acțiune. Hai că l-am prins. Mă, normal n-ar fi trebuit să-l prind, m-a prins pe mine. Haide, sări. Sări, doamne, doamne, cât a stat ăla. Ați văzut, a sărit și după aia dacă îmi putea să dea direct fisură sau să sară direct ultimată. Aia avem bani, ne cumpărăm. Mă, avea lag. Poate o avea lag, eu știu. Deși nu cred, uite, și-a luat voie, stâncă tot și-a făcut iteme, dar... Tare curios sunt ce e mintea nubilor așa când îi vezi în joc. La unii îți dai seama că e o problemă de... Uite ce-l aleargă pe ăsta. Cine-o fi? Weaver-ul? Uite că a scăpat până la urmă. Nu? Nu a scăpat. Hai, ești în stare să-i dai un stun când vine? Hai, dă-i un stun, tati. Dă-i un stun, uite, l-a adus după. Și o să te întâlnești cu el. Uite-l, uite-l, uite-l. Haide, haide, haide. Hai mă, dă-i stun, dă-i stun. Ce să-i dea stun, că ăsta n-are mană. Hai că l-am păcălit. Te-am păcălit, te-am păcălit. I-am dat părci și după aia am pus ăla. A zis, s-a oprit așa. Deși nu cred că trebuia să se oprească. Să-i se fi terminat sucuci. În mod normal, dacă îi dai în timp ce e sucuci, n-ar trebui să-l oprească parcă. Pentru că îi dă buff de viteză maximă, e ca la lup. Nu prea se simte. Ca să nu ne dezvăluim identitatea, ne duce în jos, cred că apariția asta, dacă am sărit în el, e pa. Sau să mă duc sus, pe cine vreți. Hai să mă duc sus, că îi apar mai fragili și să vedem dacă putem să trecem fără să ne vadă turnul. Gata, m-a văzut turnul. Nu mai am nicio șansă să omor pe cineva aici. Și, opa, e ceva aici. Ia mă, ia, ești tare în gură? Ia să vedem. Avem un stick, oare reușim cu el? Nu, ce prost sunt! Puteam să-i mai dau un hit. O avea gem? Nici n-am apucat să văd, are gem. Oricum am murit până la urmă. Am vrut să pun ward jos și după aia m-am gândit, poate are gem. Mă rog, nu prea mă mai concentrez eu când văd că ăsta își face două blades of clarity pe el. Alacrity, pardon. Am învățat atâta timp să zic itemele atât de prost și e greu să mă obișnuiesc să le zic cum trebuie. Așa e, când te educi prost, ajungi în situații penibile, cum ar fi astea, o tălăsărit. Și viteză de reacție pe shaker, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, după 7 secunde plus vreo 2-3, n-am apucat să număr chiar de la început, omul a dat stun. Deci el a sărit și a luat 7 secunde să dea și el un stun și nu pe cine trebuie. Eu te-am lăsat până astăzi. Și până la urmă n-am mai contat, mă. Cum sunt jocurile astea când joacă unul atât de prost. Și chiar nu mai contează. Chiar nu mai contează. E trist, nu prea merităm noi să câștigăm cu ce player am avut în echipă. E adevărat, e doar unul, da? Din experiența mea personală, când ai un astfel de individ, rar mai câștigi meciuri. Hai să zicem că îți dai seama că nu e combinație cu el și nu te baci când știi că e în spate și chestii de genul ăsta. Îl lași la înaintare, că de obicei e bine să dai agro pe el, să vedem. Prindem pe ăsta. Eu aș sări în el. Oare am timp să-i dau toate alea fără să sară? Dacă e de ăsta asta, n-am timp. O pare la omorât pe ăla. Faster and stronger. At your service. Tot căutăm potemeul ăla care probabil îl campează pe seca. Da, deci cum ziceam, mai are gem ciumidel. Ai gri. Puci frig afară și am lăsat și gemul deschis. Quickly. Am început să îngheț. Iată pe puge. Goroșen end. Fii mă serios, trebuie doar să atacăm. E adevărat, nu cu shaker. A new target. Chiar ne ducem roșan, chiar e nevoie și necesar acest lucru. Hai să ne ducem acolo, să terminăm o dată. Partea proastă pentru ei e că știu că ne ducem. Uite ăla în care gem l-am selectat. Pe ăla trebuie să-l termin. Uite ce a făcut. Uite mă cât e de prost, de adorabil de prost. Și de ce dai în mine? Ai văzut că dau eu cel mai mult damage sau care-i faza? Dispatched. O, de cum, îi dau backstab. E un efect destul de frumos așa, cât sunt aici. 1, 2, apariția nu a dat ultimata sau dacă a dat-o nu știm. Putem să punem pe el ăsta, ca să nu furie. Acum a dat aici. Am pus pe el? Da, am pus pe el, are și el 2 TP-uri. Asta e o tactică bună pentru că nu bun general la Roshan vrea el să-l ia, indiferent ce erou are. Și de obicei e erou care nu trebuie să-l ia pentru că e un noob, indiferent ce clasă e Spectre, Ricky Maru și așa mai departe. Așa că cel mai indicat ar fi, mai ales dacă are 4 sloturi, el ține unul liber, ții un item ca să-l pui puțin înainte pe el. O, uite cum intră în el, Ce-a fost aici? Stone Spirit. Hai că nu mai stăm. Nu mai contează, deși era bine să luăm gemul ăsta. Și să punem jos. Hai să punem asta. Avem și noi un gem, poate de potemeul la ultima ta. A, și oricum, avem nevoie pentru Weaver. Jap. Uite că l-am prins pe ăsta aici. Unde te crezi, amici? Patrocle. Hai că ai pus-o aici. Ai pus unde te duci? Sau mai exact unde mă duc eu? Era să mor aici. Gata, unde te duci? Hai că mor. Hai tot să-i dau ăsta așa. Uite că n-am murit. Cine e aici? Mamă, să sar? Ce ziceți? Să sufăr la fântână sau să fiu profesionist? E mai trist acum că trebuie să aștept să dea saut, nu? Deși am mai Aegis. Jap, hai să dăm repede jos. Cel mai repede dai când ai dat două părți jos. Te ajută creepy mai mult, iau-te turnul ăsta. Jap. Și gata, căzut. Da, deci cam asta a fost meciul cu Ricky Maru. Căută pe poteme. Ce ziceți, l-omor? Da, l-omor. Ce înseamnă stun și silence. Mamă, ăsta a dat și ultimat. Omul e un dur. Nice ulti, bro. Hai să mai pândim pe cineva care iese aici. Uite. Unde te duci? Una, două și i-am pus. A dat ultimată. Ar vrea el să mă mănânce.
Mamă, cât de mici de uitat dintr-o bucată. Hai mă, cum să te duci să dai sus când mai e un turn aici, să fim serioși. Cred că ăsta-i pa. Și nu mai avem stick. Da, am reușit să-l omorâm, m-am omorât și pe el. Hai că acum mă nasc și sare. Haide, haide după asta. Păi dar unde puși tu așa fără mană? Unde te crezi? We now have mega creeps. Pus aici. Un fum. Ha, mă, dați-ne să scăpăm o dată de treaba asta. Fear quiets magic. Dispatched. Uite să cau. Singur întreg la cap din meciul ăsta. Așa, ați văzut și Rikimaru cum munge. De obicei faci defuzală pe el, că e eficientă, mai ales când ai eroi din ăștia care sunt mana dependent. Dar uitați ca să vedeți cu niște eroi, dacă îi lași totuși să respire un pic, chiar și cu Shaker-ul ăsta care a fost prietenul nostru tot meciul, tot am reușit să o scoatem la capăt. Sper că v-a plăcut și până data viitoare.